Позиция наша, ну, реконаштим результатли референдума конституционного. Един стат а фост инутил, ел а фост илегал, и ел не поати серви база пентру модификария конституции. Asta este poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Noi o să facem public azi mai niciodată, prin comunicat oficial. Acest referendum a fost o șmicherie, așa cum a spus Amaisat. 54% din populația Republicii Moldova a votat împotriva în interiorul țării acest referendum. Și 50,3% cât se laudă ei și că asta e bază de modificare a Constituției, a fost obținut datorită la 11.000 de voturi din Statele Unite și Canada. În SUA au votat 9.000 de oameni, în Canada au votat 5.000 de oameni. Adică nici cu diaspora din UE acest referendum nu trecea. Dar eu fac acest lucru pentru că secțiile de votare din Canada și SUA s-au închis mai târziu decât cele din restul țărilor. S-au uitat cât nu le ajunge și au făcut vreo acolo de 10-11.000 de voturi ca să aibă referendumul trecut. Adică voi modificați Constituția când 54% din populație a votat împotrivă. Și vă acoperiți cu câteva mii de voturi al unor cetățeni, tot de noștri, evident. Dar nu știu dacă votați sau nu, pentru că noi acum nu am avut observatori. Și n-ați admis nici observatori la alte partide. Câțiva mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în SUA și Canada de câțiva zeci de ani, hotărăsc soarta țării. Și în baza asta voi vreți să modificați Constituția. Voi dați cu piciorul în 54% din populația Republicii Moldova. Voi cedați suveranitatea țării Bruxellesului în baza la votul, dar doar la 22% din populație, 22,5% din total cetățenii au votat la acest referendum. Nu este asta oare o crimă? Eu consider că asta este o crimă. Fac apel încă o dată către PAS. Eu nu cred că iau suficientă cărgăuni să înțeleagă lucrul ăsta. La dânșa, eu mi-aduc aminte pe domn Popșoi prin anul 2020 cum străga prin Parlament. Scopul scuză mijloacele. Voi și acum faceți așa. Dar lucrul ăsta nu va trece. Oamenii înțeleg și o să primiți. Vă înțelegeți că ceea ce vreți să faceți să pui mâine la Curtea Constituțională că să vă dați acest referendum? Vă înțelegeți că stupiți. Dați cu piciorul în 54% din populație interna țării. Ce o să fac oamenii ăștia? Oamenii ăștia o să iasă măsiri și o să votez împotriva voastră. După o să ne clarificăm noi cu toate chestiile astea. Voi ați creat precedente, credeți că nu se poate la anul făcut alt referendum? Ușor. În momentul când o să pierdeți guvernarea, dar voi o să pierdeți. În anul viitor, cel târziu, nu o să fie niciun pasist la guvernare. Niciun joltapuzic.